Găman, greșește Găman aici, greșeală mare a lui Găman, Tănase, fenta lui Tănase Bejan și Colțescu face semn că n-a fost nimic, semnul clar al lui Colțescu, dar eroarea lui Găman este imensă. A fost, sau a lăsat impresia că este atât de sigur pe el că va fi mingea sa, că va fi eventual aruncare de la margine pentru el. Ce greșeală poate să facă Găman aici la experiența sa? Aici însă eu am dubii. Mie mi se pare că Bejan a făcut tot posibilul.